Bine că s-a jucat până la urmă. Da, va începe Italia să execute prima dată penaltiuri. O legendă spune că prima echipă care execută aceea va câștiga. Să vedem dacă legenda este adevărată și în această seară. Deci execută prima dată Italia, va executa primul penalti Locatelli, probabil, numărul 5. El este oare Locatelli, cred că este. Simt eu că e Locatelli. Să dăm mai jos ca să vedem aici cine va executa primul penalti. Ia să vedem noi, el e 100% Locatelli, execută primul penalti. Hai să vedem dacă dă lovitura Italia sau oferă șansa Spaniei să meargă în finală deja, după primul penalti. Execută Locatelli, simt că va executa pe centru sau în partea stângă a portarului. S-a fluierat, execută Locatelli și apără Simon, incredibil, Italia ratează penalti. Primul penalti al Italiei este apărat de Simon, care începe în acest moment parcursul către marea carte a recordurilor, deținut de către Helmut Ducadam, recordul de 4 penaltiuri apărate. Dăm drumul la muzicuță pentru că s-a încins meciul. Gigi Donnarumma față în față cu a-și salva echipa, va executa Dani Olmo. Dani Olmo față în față cu Gigi Donnarumma, primul penalti al Spaniei. Execută Dani Olmo, peste poartă, este ratare, incredibil, ratează și Spania, ratează Dani Olmo, excepțională seară, excepțională nebunie, aici, la Wembley, direct la Londra, da, apără și Donnarumma până la urmă penalti ratat de Dani Olmo. O nouă șansă pentru Italia, sunt emoții mari, după 120 de minute foarte intense, sunt emoții foarte mari. Execută Belotti și are în față pe Simon, care a scos 4 penalturi până acum, 3 în sferturi și 1 în această seară. Bate Belotti, gol! Italia! 1-0 la penalturi pentru Italia. Marchează Belotti. În sfârșit, cineva transformă penaltiuri și din nou ghicește partea. Simon este un portar de viitor. Este Neuer, Ter Stegen. Ce să mai vorbesc de domnul Courtois? Deci Simon este un portar de viitor. Execută Gerard Moreno față în față cu Gigi Donnarumma. Moreno! Gol Spania! 1-1! Marchează și Gerard Moreno, ghicește colțul Donnarumma. A executat bine Moreno, bine. Da. Bonucci sau Chiellini, cred că Bonucci. Îl simt eu pe Bonucci că execută. Hai să auzim, să vedem. Cine execută? Simon până acum a ghicit de două ori colțul. Execută Bonucci față în față cu istoria. Bonucci, gol Bonucci! 2-1 Italia-Spania la penaltiuri. Continuă seria nebună. Marchează și Bonucci. A fost al treilea executant al Italiei. Orice ratare. Alcantara, jucătorul lui Bayern München, dacă nu mă înșel. Thiago Alcantara va executa următorul penalti. Verific repede, repejor. Unde mai joacă Alcantara? La Liverpool, execută Alcantara, gol! Thiago, fără discuții, gol! Din penalti marchează și Alcantara și este egalitate 2-2. Da, jucătorul lui Liverpool acum, Thiago Alcantara, s-a transferat probabil de la Bayern. Aflăm imediat cine este. O fi pe Sina. Cine știe? Execută Italia și gol! Gol Bernardeschi, cred că el a fost. Bernardeschi! 100% el a fost Bernardeschi numărul 20. Marchează și din nou ghicește colțul. Din nou ghicește colțul. Extraordinar. Extraordinar acest Simon. Da, Bernardeschi marchează exact cum am ghicit până la urmă.
Următorul executant este Alvaro Morata. Cum ar fi să rateze Alvaro Morata? Păi ar scrie toată presa din Spania că Alvaro Morata a îngropat Spania. Ați văzut ce nebunie? Da, execută Alvaro Morata față în față cu Donnarumma. Morata! Apare Donnarumma! Apare Donnarumma! Incredibil! Scoate Donnarumma și Gera în acest moment Alvaro Morata să se pregătească, să se pregătească de asalt, că armata spaniolă de-abia l-așteaptă. Alvaro Morata îngroapă Spania în acest moment și Italia este la un gol distanță de marea finală! Incredibil! Incredibil! Alvaro Morata ratează și Italia la un penalti distanță de marea finală! Execută Jorginho! Jorginho execută jucătorul lui Chelsea, mare experiență! Campion al Europei cu Chelsea anul acesta. E Jorginho față în față cu istoria pentru Italia. Să fim pregătiți dacă zicem apără Simon sau gol. Jorginho față în față cu Simon. Jorginho! Gol! Jorginho marchează și Italia este în marea finală. Italia învinge Spania la loviturile de la 11 metri după ce Alvaro Morata și-a îngropat toată naționalitatea. Excepțională seară!